Bună ziua, domnul Star. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Vedem? Aici. Asta doar așa cum noi am convenit. După cum cunoașteți alegerile care s-au finalizat, nu au dat rezultat că cineva s-a obținut majoritate parlamentară. Și chiar dacă sunt unele obiecții față de din partea candidaților, văd că observatorii internaționale recunosc ca democratici. Noi avem unele obiecții, dar eu cred că trebuie să vedem ce spun observatorii care au fost la aceste lege. Din câte înțeleg eu, cel târziu luni trebuie să fie transmise toate documentele la CEP. Așa că eu cred că până la sfârșitul lunii martie, 25-26, urmează să aibă o prima ședință a Parlamentului, parlamentare, ce parte și am. Facem o dată cu alegeri locale din 1 iunie.